Salutare, bună ziua! Astăzi suntem pe 1 martie. Aici sunt stupii care creștem regine cu ei. Deci toți stupii de aici, mai puțin câțiva care vor pleca. Ea care nu-mi place de ei o să plece și o să crește în regine, să văd cum reușesc să deschid aici ușor. Nu știu dacă mai au mâncare, deci îi verific pentru hrana. Văd că au prins ramele de capac și trebuie să lași jos cuiterii, o să iau curată cu tot. Am reușit să desfac capacul până la urmă. Rana nu mai au un alimentator. Sau au pe fund, că nu-mi dau seama. Da, mai au ceva pe fund. Aș vrea să scot dacă vor să reușesc o ramă. Sau două, dar cred că mai bine renunț. Sunt cu o singură mână și poate fac vreun rău la mască. Că ceva miere pe sus se mai vede. Oricum va trebui să scot cu mâinile amândouă. Deci cam așa arată stupii la 1 martie. Cum zicea Dragoș, au umplut catul, dar ăștia l-au umplut ca lumea. Sunt 2, 4, 6, 8, 10 rame. Ele pe 11. Deocamdată îl las așa. Deci, într-adevăr, au umplut catul. Puiet avea cam 70-80% pe 7 rame. Acum 2 săptămâni când am verificat eu, vă dați seama că a ecluzionat, a pus din nou, a pus mai mult. Din ce în ce îl punem, puie mai mult. Eu le bag în jos, ele
ele vin înapoi. Ia uitați, cam așa văd că aici a ecluzionat. Nu ridic sus, o las ușor în jos, să nu fac vreo bucurie, că de regina asta chiar îmi pare rău. Și numai, cam la fel sunt și la ceilalți. Nu știu dacă pot, sunt singur, nu pot să fac o filmare bună, așa că mai bine renunț. Deci ca pentru o părere, așa e. Sper să fie destul ce am făcut până acum. Bineînțeles că sunt și mai slab, nu e el cel mai bun. Mai bun este ăsta din stânga lui. Cel din stânga lui și cel din dreapta cred că e ceva mai bun decât el. Dar în sfârșit. Multe etajații la fel sunt foarte bune. Sunt pe 8-9 rame în corpul de sus. Arhi pline de albină. Și ăsta așa e mai slăbuț dintre toți. S-ar putea chiar să nu... E posibil să-i schimb și matca dacă... Să vedem, e mai puțin albină, nu știu, din cauza lui că e albină puțină, din cauza că e regina. Matca nu confirmă, o să vedem. Așa. Va trebui să mă arin cuibul cu câte două rame. Două acum, două după ploi, o să măresc, nici nu știu câte are de fapt, de toate. E pe 3, o să-i pun două și vine pe 5. Dar e pe 3, e full. E full de albine. Da. Ăștia de aici toți sunt 2, 4, 6, sunt toți pe 2 rame. Dar cel puțin 5 din ei o să meargă la salcâm. O să meargă la salcâm. Cred că ăsta de aici, din margină, chiar cu 2 magazii. Așa cred. Vă doresc un an cât mai multă miere și nu miere cât un preț pe măsură muncii depuse, deci un preț cât mai bun la miere. Sper să nu cădeți în capcana prețurilor. Trebuie să vă gândiți că pe plan mondial nu se face producție de miere pentru cerința care este. Deci oferta e mai mică decât cererea și atunci să nu cădeți în capcana prețurilor. Că vin argentinienii și ne aduc miere sau mai știu eu chinezii și ucrainienii și Moldova. Iau prețul lor, noi avem prețul nostru. Ei pe zahăr probabil că au un preț acolo, noi avem altul aici. De exemplu, am observat că prin toată țara sunt prețuri de 2,10 lei, 2,20, 2,40, 2,50, mai prin toate zonele țării. Am căutat la Gorj, nu găsești sub 2,70 lei și la un zahăr foarte prost de Agrana, care pe mine în toamnă nu m-a mulțumit deloc. Deci e un zahăr extraordinar de prost pentru invertit. Nu știu ce are în el sau cum e făcut, dar zahărul de Agrana la saj de 50 de kilograme este sub orice critică de prost. Invertez zahăr de 10 de ani, nu s-a zaharisit niciodată ca anul acesta cu zahărul de Agrana. Așa că noi o să cerem prețul nostru spre măsura muncii depuse, a cheltuielilor. Cui nu-i convine să primească, să ia miere de la Argentina, că noi o să o vindem la borcanelă.
o vindem cu 2-3 lei mai mult decât la Angro și cu asta basta. Și tot ceva în plus tot ne iasă. Da, mai rămâne și o să mai rămână și opțiunea asocierii. Și atunci o să putem vinde direct, o să găsim, o să negociem un preț de la 100 de tone în sus pe ștoc. Altfel discutăm prețul. Dacă nu, în ultima instanță ne oprim stupii de familie. Lăzile nu le pierdem, că facem focul cu ele, că-s din lemn. Și cu asta basta, să cumpere miere de la Argentina și noi oprim stupi exact pe posibilitățile noastre de desfacere. Bun, vă doresc multă sănătate, la revedere și încă o dată una, un bun și un preț pe, măsura muncii. La revedere, sănătate!